fuga lui Pacepa în epocă, cum a fost ea văzută? Primul cuvânt care îmi vine în, care îmi vine pe buze este trădare. Da? Da, pentru că a fost, a fost o trădare ordinară. Nu numai că, nu numai că a trădat pe faptul că a fugit, ci prin faptul că a luat cu el o grămadă de documente, prin faptul că a desconspirat toată rețeaua externă a României, generând o serie întreagă de vendete între serviciile speciale sau serviciile de spionaj, astfel încât o grămadă de agenți profesioniști români au fost eliminați. Tatăl dumneavoastră cum a văzut această dezvoltare? Trădare de sus până jos. A, da? Da, l-a și făcut o lichea. Deci nu n-a avut nicio. Mulți l-au portretizat, știți cum e? Știu că l-au portretizat cum au fost, cum au avut nevoie, cum a servit cauzei. Exact. Unii un erou, alții un trădător. De asta sunt curios de viziunea dumneavoastră. Deci el a fost considerat și de taică-miu și de o serie întreagă de general cu care am mai stat de vorbă, și o să vă vorbesc un pic despre generalul Eugen Lucian, care a fost colaborator 15 ani, 14 ani de zile cu taică-miu, s-a ocupat de secțiile consulare, de fapt de contraspionaj, și care lucra sub Pacepa. Doicaru era la vremea respectivă șeful lui Pacepa. Pacepa era un apropiat și un, să zicem așa, un pupin lingău al lui tovarășa Ceaușescu. Păi și dacă te uiți, inclusiv el își face un de serviciu în Orizontul Roșii, că povestește pe acolo toate alea, de câte le-a făcut, câte cumpăra, câte tranzacționa în numele tovarășii, adică el încerca să o diabolizeze pe ea, dar în mod indirect și lui își făcea niște. Își făcea era niște, da. Majordomul tovarășii. Majordomul, exact, majordomul tovarășii. La un moment dat, vorbind acum că am adus în discuție pe generalul Eugen Lucian, ăsta i-a spus, tovarășii, adică ăsta, domnul Lucian, i-a spus, care era general de securitate, că activitățile lui Pacepa sunt dubioase și că există părerea în cadrul serviciilor că Pacepa nu este loial, mă rog, lui Ceaușescu, statului român, serviciului securității, mă rog, spionajului român, așa mai departe. Și și-a atras efectiv ura tovarășei Ceaușescu după, mă rog, după ce le-a filmate. De adică altfel, avea de încredere de plină tovarășa Ceaușescu în el? Da. Absolut, absolut oarbă. Da? Nu știu cu ce a cucerit-o, nu știu cât de simpatic era și cât de, mă rog, servil, erau și alții servili. Uh-huh. Sau nu știu ce servicii alte le-a făcut, că mai mult decât să-i cumpere anumite lucruri sau eu știu, să o servească cu, indiferent cu ce. Da, era omul de casă, înțeleg, am văzut prin toate deplasările, era nelipsit. Era omul de casă alu Ceaușescu. Aha. Mai puțin alu Ceaușescu, dar asta l-a împiedicat ca... El își motivează plecarea prin faptul că i s-ar fi ordonat o crimă și i-ar fi spus copilei cumva că nu putea să fie tatăl... Nu putea să trăiască cu ideea că tatăl ei e un criminal. Astea sunt emoticoane din astea, sau emoții care se înghit foarte ușor cu unt de arahid american. Uh-huh. Adică că a trebuit să omoare pe cineva și n-a omorât pentru că n-a putut, că să-și umplea mâinile cu sânge și nu știu cum. Nu e adevărat. Sigur că au fost multe astfel de... Bun, da, pe de o parte spune ce spuneți și dumneavoastră, că regimul era un uticălos, criminal și nu se dădea la o parte din a face rău nimănui dacă... Sigur. Cauza lor putea s-au să fie compromisă. S-au întâmplat mai multe crime decât știu eu. Eu vă pot spune și pot depune mărturia asupra crimelor pe care le cunosc eu. Am înțeles. Una care a fost atentatul ăla din 69 și alaltă care, mă rog, vizează familia Mizil, dar de alalte mai puțin. Dar în epocă, în regim, în eșaloanele astea de putere, avea un renume Pacepa? Era cunoscut? Da, era destul de... Era sonor? Sonor în sensul că era un mare grangur, un personaj foarte important, pentru că era practic umbra lui tovarășa Ceaușescu, uh-huh, din punctul ăla de vedere. Și, mă rog, și generalul Lucian mi-a spus, ăsta este un tip care efectiv este periculos să intri în coliziune cu el, pentru că are practic ușa deschisă la familia Ceaușescu. În rest, datorită faptului, acum istoria generalului Lucian
este puțin interesantă. O amintesc în două vorbe și un cuvânt. Vă rog. Pentru că el a făcut pușcărie 2 ani de zile. Știu că a venit la taică-miu, taică-miu era deja la pensie, și l-a rugat să intervină la Ceaușescu. Taică-miu nu a intervenit. Am spus, nu pot, n-am cum să intervin, pentru că nu este un subiect pe care îl pot discuta cu Ceaușescu, la care Jean Lucian i-a spus, domnule, poți să discuți cu Ceaușescu orice subiect, eu sunt nevinovat, l-au condamnat pentru un pistol care nu avea, care nu era trecut pe permisul de armă, el fiind general având 15.000 de pistoale și el era un pistol amintire de la, de la școala de ofițeri pe care a absolvit-o și au făcut-o aia pe panoplie, adică era un pistol care nici măcar nu era. Deci niște tâmpenii, niște prostii. Dar a făcut pușcărie. Eu l-am acuzat pe taică-miu la vremea respectivă și am spus, bă, nu e în regulă. Deci dacă ai avut un prieten, un tovarăș, pentru că erau chiar prieteni, nu erau numai relație de prim-ministru și un general care era în subordinea lui, sau nu poți să nu-l aperi, nu poți să nu... Dar după aia am avut surpriza că eu, când am intrat în coliziune cu familia Ceaușescu, pentru că am intrat și eu în coliziune, datorită faptului că, mă rog, Nicu a petrecut mult timp împreună cu mine, câțiva ani de zile, și unde se considera că eu îi băgam în cap nu știu ce dizidență și nu știu ce idei. Erați un agitator. Da, eram un agitator, cu toate că stenogramele dovedeau că nu eram un agitator. Și când i-am spus lui taică-miu, bă, zic, ăștia mi-au pus mie doi securiști, doi milițieni la poartă, am un fel de domiciliu, un fel de izolare. Asta e un episod, vi-l dedicăm separat, că mi se pare foarte interesant cum un fiu al unui fost premier comunist pățește ce a pățit dumneavoastră și reușește cumva să țenască ideea, să fugă din ceea ce a construit până la urmă și tatăl meu, sigur dumneavoastră. Că da. Dar ca să închidem cele două paranteze lăsate pe drum, dumneavoastră, cum ați aflat de fuga lui Pacepa? Cum se vorbea în epocă? A, nu, eu am aflat, mi-a spus taică-miu. Pacepa a... Da, știați de personaj? Da, știam de el. Îl știați și dumneavoastră? Nu, da, l-am văzut. Da, l-am întâlnit de câteva ori. A doua mea nevastă era chiar prietenă cu fiica lui. A, da? Și s-au întâlnit. Fiica lui n-are nicio legătură. Este copil nevinovat, cum și copil nevinovat am fost și eu, da. Că n-am făcut nimic, n-am condamnat pe nimeni, n-am omorât pe nimeni, n-am călcat pe nimeni. Copil nevinovat și Valentin Ceaușescu și Nicu Ceaușescu, copil nevinovat și Serghei Mizil și toți ăștia au fost până la urmă copii nevinovați, victime ale unui sistem care era puțin cu curul în sus, mă scuzați. Deci nu era un sistem, nu era un sistem corect, un sistem care să aprecieze un om după valoarea lui. Și, mă rog, și cam atât. Și asta e, v-a spus tatăl dumneavoastră. Da, și mi-a spus tatăl meu că a plecat și că ăsta o să facă foarte mult rău României. Ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce a și întâmplat. Nu știu cât României, dar regimului comunist care conducea România la acel moment. Regimului comunist, până la urmă, sigur că s-au mai adăugat eventual câteva bile negre din partea americanilor cu privire la Ceaușescu, care o luase puțin razna cu cultul personalității și cu nenorocirile care le instaurase în țară cu, mă rog, cu cartelarea, cu lipsa de căldură, cu alea, înțelegi, și cu așa o anumită dictatură. Încă o dată vreau să repet, vreau să subliniez, dictatura asta a fost sigur al lui Ceaușescu și vârful, da? Bomboana pe colivă era Ceaușescu, dar nu vreau să se înțeleagă că Ceaușescu este singurul vinovat. A, da, nu, ar fi chiar toată, o greșeală. Toată armata. E o greșeală cum să credem că regimul Băsescu a fost doar Băsescu sau Udrea sau două, trei personaje. Nu. Uneori... Tot sistemul de sub el a colaborat, a conlucrat și a avut și inițiativă și imaginație în a face din sistemul ăsta un... Sunt curios și cu asta închidem capitolul Pacepa, dacă... L-a schimbat la nivel individual pe Ceaușescu Pacepa, dacă așa a început psihoza trădării, dacă s-a modificat ca om, ce v-a mai spus tatăl dumneavoastră, că bănesc dumneavoastră ca interacțiune n-ați mai vrea. Ceaușescu, după ce a fugit Pacepa, a organizat și a dat pământ cu absolut toți, a restructurat din rădăcini securitatea. Numai că aici este problema cu democrația asta și cu ce pui. Adică una este să votezi și alta este să alegi. Poporul român votează. Poporul român nu alege. Păi n-are din ce. N-are din ce. Asta este problema. Asta era problema și atunci.
cu politica de cadre. Ce să alegi? Da? Pentru că alegi din... Ce ai sădit. Ce ai sădit, s-au ridicat niște oameni la un anumit nivel de conducere pe care i-ai susținut, pentru că ai zis, dom'le, sunt oameni valabili, sunt profesioniști, știu ce au de făcut, la criteriile respective, din vremea respectivă. Da. Da? În momentul în care se întâmplă o nenorocie de asta, îți dă unul peste cap tot serviciul de contraspionaj al unei țări, și vrei să o restructurezi, te uiți până jur și cauți alții. Păi și alegi din aia care erau exact imediat sub băilalții. Că n-ai pe cine să alegi, n-ai cum. Proba timpului, asta este o probă esențială. Și n-aveau cum să o dea.